Pentru alegerile locale generale din 20 octombrie, curent vor fi deschise 1969 de secții de votare, anunță Comisia Electorală Centrală. Cele mai multe secții de votare se găsesc la Chișinău, care cuprinde sectoarele și suburbiile capitalei, unde vor fi deschise 307, la Orhei 83, Ungheni cu 78 și Soruca cu 74 de secții de votare. Cele mai puține vor fi deschise la Dubăsar și Basarabeasca, cu câte 14 și respectiv 15 secții de votare. Pentru alegerile parlamentare anticipate, 50 de secții de votare vor fi deschise în circumscripția uninominală Nisporeni și 27 de secții de votare în circumscripția 33 din Chișinău. Totodată, alte 25 de secții de votare au fost organizate pentru alegătorii din localitățile din stânga Nistrului, municipiul Bender și unele localități ale raionului Căușeni, în circumscripția numărul 48 și 85 de secții de votare peste hotarele țării, în circumscripția numărul 50, care cuprinde țările de la vestul Europei. Până pe 24 septembrie, mai informează Comisia Electorală Centrală, urmează a fi create birourile electorale ale secțiilor de votare.